Because some things are just worth fighting for. Salutări, prieteni, Warbringer aici, mă întorc cu ultimul meci din acest Best of 3 între Puma și Hero, băieți. Ultimul meci se va desfășura pe Metalopolis, poziții close by air. Puma, dacă mulți dintre voi nu știți, când este în sfori, face build-ul de 1-1-1. Și aia înseamnă Banshees, înseamnă și probabil niște Siege Tank-uri sau Mass Marine Rotor Medivacs. Să vedem ce va face coreanul Terran. În schimb, respectul meu merge spre Hero, pentru că primul meci a fost pur și simplu demențial. Nu am văzut primul meci, du-te să-l vezi, nebunule, ce mai stai să te uiți la meciul 3 dacă tu n-ai văzut meciul 1. Dacă n-ai văzut meciul 1. Prieteni, atențiune, nu știu câți dintre voi au aflat, există și un portal, se cheamă vidcastnetwork.net, e din ăla care vă aduce știri de joc, de fapt știri, mai mult trailere, pentru că având în componență cuvântul vidcast sau videocast, înseamnă că se ocupă cu chestii video și de aia acolo să găsiți multe trailere. Deci nu vă punem noi să citim review-uri din alea interminabile. Sunt și review-uri pe site la tot felul de jocuri, dar sunt video reviews. Deci dacă sunteți interesați de astfel de chestii, intrați și acolo pe site-ul ăla de știri să vedeți exact despre ce e vorba. Dacă nu știți cum să ajungeți la el, pe site-ul de StarCraft, sus, cum îl deschideți, este o bară de culoare neagră. Puteți să o vedeți când intrați pe site. Acolo sunt toate site-urile astea din rețea. Dați click pe el, intrați, citiți. Dacă vă place, normal, știți și voi ce aveți de făcut. Dați cu like-ul! Bun, cum se zice Francis sau Manscul ăsta al nostru. Băi, dacă vă place, dați cu like-ul! Da. Bun, ne întoarcem la meci. Deocamdată nimic interesant. Un SCV parcat aici care zice: ce faceți, mă, probelor? Voi strângeți minerale și o strângeam odată. Săracul SCV. Frumoasă mișcare din partea lui Hero. Și tot timpul când pierzi unitatea de scouting la început, îți vine să te zgârii pe ochi. Oricum, Hero pleacă cu un avantaj psihologic, pentru că a distrus acel SCV. Sau cel puțin eu, când distrug SCV-ul de scouting, sunt așa: yeah! Bun, ce face Protossul? Deschide cu acest Nexus. Și exact asta a făcut în toate meciurile. Primul meci... Hero reușește sau l-a bătut la fundul gol pe Puma. Meciul 2, aceeași chestie, însă Puma a reușit să țină un Forgate și apoi a venit cu push-ul ăla absolut infect de Siege Tank-uri și Marine. Un Raven ar fi fost frumos acolo, recunosc. Bun, pe bara de producție, Nexus-ul de la natural trecut de 50%, Cybernetic score-ul în curând se va termina și Puma ce face? Mai face un Rex și să sperăm că va opta să se extindă și el la rândul lui. De fapt, mai pe lângă acest mai are încă 3 Rex. Deci va merge pe build-ul de Marine Roder Medivac. Mulți. 5 marini pe hartă din partea Terranului, care se îndreaptă destul de agresiv înspre Hero. Hero are momentan un singur stalker. Un singur stalker, prieteni. Și... nu pot să cred ce face Puma. Nu pot să cred ce face Puma. Ia să vedem câte SCV-uri a luat aici. 2, 4, 5 SCV-uri și cu marinii ăia o să fie urât pușul ăsta din partea Terranului pe bara de producție. Mai e până când Warp Gate Tech-ul se va termina și Terranul pedepsește. Pedepsește acest opening din partea lui Hero. Stalkerii ăștia au trebuit să micro-e Hero ca naiba. Să le facă micro, să-i pice degetele de la ambele mâini la cât mai trebuiască să facă, dar face bine ce face și marinii ăștia încep să fie din ce în ce mai puțin. Puma se roagă ca SCV-ul ăla să se oprească din băutul berry și să construiască acest bunker mai repede și Hero pleacă cu stalkeria de acolo, dorește să intercepteze toate reîntăririle care vin din baza Terană. Vedeți că Puma se retrage, bunkerul ăsta o să cadă la un moment dat, Nexus-ul în niciun caz. Și tentativă destul de mișelească, să-i spun așa, din partea lui Puma.
Ce mai vedem aici din partea lui Hero? Încă două gate-uri, deci vor fi 4 gates și chestia asta o să-i permită să se și apere și să se și, să și pună presiune pe teran. Mare atenție, Puma încă nu s-a extins, de-abia acum command center-ul ăsta trece de jumătate și după mine spuneam că acel 4 gate îi va permite să se și apere, dar să și pună presiune și având în vedere că Puma a pierdut destul de multe unități în push-ul ăsta pe care l-a făcut Hero, mare grijă pentru teran. Sunt destui mărini aici, dar cu unități care vor începe să curgă de pe 4 gate-urile alea și pentru simplu fapt că Hero este în avantaj cu economia, lucrurile nu arată deloc bine pentru coreanul teran. Francis, vezi că îți distrug ăștia, mă, statuia. Ți-o distrug, mă! Că sunt statuia lui Francis, frate, cât regi. Hop! Hero, frate, totuși nu este un individ de pe ladder și a pierdut acolo un stalker gratuit încercând să urce pe rampa aia. Puma începe să se fortifice aici, dar cu cât îl lasă pe Hero să mineze în voie, cu atât îi va fi mai greu să se lupte cu Protossul. Avem aici un SCV, nu știu ce caut e săracul acolo, probabil vrea să se extindă aici, nu știu, nu cred, dar proba asta mă aștept să înceapă warparea unui pilon sau... Oh, vedem acest Twilight Council, cred că o să se cerceteze Blink-ul pentru a putea să intre în baza lui Puma, un observator pe drum. Și Siege Tank și Siege Tank din partea teranului, exact, Blink-ul pe drum, dar cu Siege Tank-urile alea va fi destul de greu să intre aici. Ideea e că Puma nu s-a extins încă, trebuie să o facă și în momentul în care se va deplasa cu toate unitățile pentru a-și apăra naturala de aici, atunci Hero va intra în baza lui Puma și va începe să joace țigănește, cum zice Crusader. Va intra, va face snipe la ceva, după aia blink în spate și marinii ăștia încep să sufere urât de tot pentru că le e o ciudă extraordinar de mare, nu pot să-i prindă pe bandiții ăștia, uitați cât de repede se mișcă păianjeni ăștia, bate-i Dumnezeu de păianjeni și în cele din urmă Puma hotărăște că e momentul să se extindă. Hero vede chestia asta cu acest observator pilon poziționat aici de către Hero, încă un warp de stalker, 4 la număr. Avem și un warp prins din partea lui Hero, Doamne Dumnezeule, nu știu ce o să iasă din această confruntare, mare atenție, de confruntarea finală, se salvejuiesc aceste buncăre, construcții aici a unui alt buncăr pentru a oferi apărarea necesară la această operațiune de minare și Hero e peste tot pe hartă, controlează și acest Naga Tower. Iar pilon aici și ca și unități, ne uităm rapid pe hartă ce avem, 11 stalker, 4 sentries și acest warp prism. Blink acolo din partea lui Hero, amândouă siștencurile au căzut, mai sunt doar mărini, însă acest bunker se termină și iarăși un siștenc foarte bine poziționat aici, s-a dat scan-ul și ochiul din cer a căzut. Unde Dumnezeu este acel warp prism? Unde warp prismul? Warp prism, where are you, Captain Planet? Nu știu unde e warp prismul ăla, cred că l-a pierdut, sau nu știu ce a făcut. Hai să ne uităm dacă mai există. Da, l-a pierdut. Cred că l-a parcat aici și individul pe numele lui Puma l-a distrus. Vedem și un 5 marauder pentru a se ocupa de acești stalker și statuia lui Manx, care nu cred că pică asta, asta e mai frumoasă așa. Aia Francis Rezegrun era cam urâtă. Bun, haideți să ne întoarcem la match să vedem exact ce face Hero, Doamne Dumnezeule, extraordinar de multe trupe, Blink în linia de minerale, face snipe la cel Siege Tank, dar Puma are acești marauder cu marine, stalkerii ăștia mare, grijă, Blink... Dar totuși reușește să iasă destul de bine Puma din acel angajament. A pierdut Siege Tank-urile alea, însă ca și unitățile, să vedem, 40 la 54 e ok. Blink aici iarăși din această poziție, dar mare grijă, a căzut și acel observator, acest stalker, iau de Blink. Puma trebuie să tragă și niște... Ba nu, ba, până la urmă trebuie să tragă și acele SCV-uri.
Un Stalker a căzut acolo, mare, mari, mari probleme pentru Terran în această confruntare, iar își Blink acolo cade și acel Siege Tank. Doamne Dumnezeule, nu cred că Puma va mai putea să revină în meciul ăsta. Steam-ul, mai are ceva până când Steam-ul se va termina, fuge înapoi Terranul să intre în bunker cu acei mărini. Haideți să nu uităm exact cine cât a omorât Hero, 14 SCV-uri omorâte de către Protoss. Doamne, ce force field-uri acolo, nu se poate repara acest bunker. A căzut bunkerul, SCV-ul le intră în față pentru a oferi tank acestor marauder, dar nici trupele terane nu prea mai sunt foarte multe pe hartă. A căzut și acel medivac și cred eu că ăsta este game. Hero va câștiga acest best of 3, acești zeloți pur și simplu nu vor să se oprească și refuză să moară. Foarte bune acei zeloți la marauder. Puma rezistă, însă ce a făcut Hero în tot acest timp? Oh, what the fuck is this? Puma s-a extins și aici. Hei, acel SCV, banditul dracu. Bună, avem coloș pe drum din partea lui Hero, Extended Thermal Lens la jumătate și când acele unități vor ieși pe hartă, lucrurile o să arate îngrozitor pentru Puma. Nu că n-ar arăta acum, s-a făcut snipe la cel Siege Tank, nu pot să cred. Trupele terane pur și simplu obliterate de către Protoss. Nicio șansă pentru Puma să mai revină în meciul ăsta, chiar dacă minează de aici, pur și simplu baza lui, main-ul lui este sub asalt, avem și un colos venit. Oh, ce meci a făcut Hero, prieten, ce meci. Și aștept să văd GG-ul din partea coreanului Terran. Nicio șansă pentru el să mai poată să facă ceva. Exact, și vedem GG-ul, fraților. Tot tremur aici, ce meci ne-au oferit ăștia doi, sau mai bine zis Hero, ce meci a oferit Puma, pur și simplu băgat în sfori și în primul meci și în meciul 2. În meciul 2, nu știu cum Dumnezeu a greșit Hero acolo și n-a putut să-l omoare pe Puma. Oricum o face în acest meci 3 și Doamne Dumnezeule să-mi trag și un pic răsuflarea. Tentativă la început din partea lui Puma să pună presiune cu acei mărini, dar complet eșuată. Avantaj economic din partea Protossului, după care s-a cercetat Blink-ul și pur și simplu obliterat armata terană. Siege Tank-ul, le-a zis cât de frumos l-a făcut snipe la ele cu Blink, cu alea. Tot respectul pentru Protossul ăsta, Hero, Reynors, Protoss, iar Mengsk, din păcate, băițașul lui Mengsk pierde acest best of 3 și Dominionul pleacă acasă cu coada între picioare. Bun, prieteni, sper că v-a plăcut acest best of 3 din cadrul MLG Providence. Astăzi am avut ca și oaspeți pe Puma și Hero 2 coreeni, respectiv Puma Terran, Hero Protoss. Ce meciuri! Dacă te uiți, încă te mai uiți la meciul ăsta 3, ești un fraier, nu te uiți la primele două, o să-ți placă și după o să vezi exact de ce este atât de hyped și la fel și mania ceilalți care se uită. Bun, cam atât din partea mea pentru astăzi și când o să ne revedem, sau până când o să ne revedem, Warbringer vă salută, ciao.